Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. Astăzi, marți, continuăm seria emisiunilor cu caracter politic și discutăm despre candidați, candidaturi și despre ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare pe plan electoral aici, la nivelul județului Gorj. Știți cu toții că am intrat într-o perioadă electorală, spun cei care au făcut acea ordonanță de urgență, care stabilește tot ceea ce înseamnă programul de dinainte de alegerile comasate din 9 iunie. Dacă până ieri știam că până la urmă campania electorală oficial ar începe de astăzi, acum se pare că lămuririle venite dinspre guvern sunt că această campanie ar debuta luna viitoare. Vom vedea, oricum vă ținem la curent. Cert este că continuăm, așa cum am făcut-o deja de ceva vreme, să vă prezentăm candidați, programe, oameni de bine, oameni care sunt dispuși să pună umărul pentru binele acestui județ și nu numai. Invitatul meu din această seară, îl cunoașteți cu toții, a fost de nenumărate ori aici la ora adevărului și în perioade de criză și după criză. Am discutat de la politică locală până la politică internațională, ne-am uitat ceea ce fac vecinii noștri, am criticat și am încercat să ne gândim la lucrurile bune pentru gorjeni. Invitatul meu din această seară este domnul profesor Lazar Popescu, îl cunoașteți cu toții, este președintele ACOR Gorj, este cel care a reușit împreună cu o echipă de oameni destoinici să facă un partid absolut gorjenesc, ca să spun așa, aici la nivelul județului nostru. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc că ați acceptat invitația. Română, bine v-am găsit, îi salut și pe telespectatorii noștri. Cu mare drag. Domnule Popescu, vă spuneam ieri că astăzi suntem oficial în campanie electorală. Între timp m-am lămurit și nu suntem în campanie electorală, așa că vom evita cât este posibil să punem pe ecran semne electorale și tot ceea ce CNA-ul ne-ar interzice. CNA-ul, în schimb, nu ne interzice să discutăm despre planurile dumneavoastră de viitor. Și am înțeles că ne-ați ales pe noi, sau mai exact, nu doar TV Sud, ci emisiunea mea, pentru a face un mare anunț de mare importanță pentru țară, să zic așa. Despre ce este vorba, domnule profesor? Păi, în primul rând, de referitor la ce spuneați mai înainte, aș numi acest guvern Ciolacu guvernul confuzie. Nu mai știu nici ei. Când începem, când nu începem campania electorală. Eu zic că avem și un partid al comasării sau partidul... Partidul comunist PCR, Partidul Comasat Român. Așa, ceva de genul. Alții mai spun și PSDNL. Deci, o combinație. O combinație. Cert este că oamenii sunt destul de bulversați, așa că... Unii zic că e contra naturii, dar ei seamănă foarte bine unii cu alții. Pleacă de la... De la PSD la PNL, când e caz de la PNL la PSD. Eu mai știu de un termen medical cu ceva tot contra naturii, dar să știți că câteodată funcționează și chestiunea asta. Absolut. Câteodată nu, câteodată se oprește la mijloc. Da, așa, începem, vă ascult, vă rog. Începem campania aceasta electorală cu sloganul să ne apărăm casa. Este de altfel și semnul nostru electoral. De ce? Am ales acest slogan... O să explic în momentele următoare. Am pornit de la declarația de la Paris din anul 2017, când un grup de intelectuali europeni proeminenți, aș aminti un singur nume aici, pe francezul, filozoful politic francez Pierre Manon, a atras atenția asupra pericolului falsei Europe și au spus: Europa este casa noastră. Eu adaug România și România este casa noastră. Europa și România sunt amenințate la ora actuală de falsa Românie și de falsa Europa, cum au scris și intelectualii europeni la care mă refeream mai înainte, altfel spus de globalismul neomarxist. Europa, spuneau ei, are o înțelegere greșită de sine. La fel și noi, aceste partide care au condus 34 de ani România, au o percepție greșită de sine. Și m-aș referi la un singur exemplu aici. Iată niște membri, cât ori fi de domn, nu știu, problema lor, nu a mea, peneliști, dacă ori mai fi și peneliști, sunt cu niște forțe care zic că sunt ale dreptei, care dreaptă, nu știu, așa, aliată cu neomarxiștii,
Așa, ei ne spun mereu, într-o nouă limbă de lemn, să fim europeni. Deci am ajuns, de fapt, nu suntem europeni, noi am fost dintotdeauna europeni. Am fost dintotdeauna europeni, limba română e o limbă neolatină, deci o limbă europeană, indo-europeană, dacă o luăm așa cum spune lingvistica, și atunci acest pericol al falsei păreri despre sine vine la domnii din PNL prin faptul că ori nu înțeleg, ori sunt de rea credință, spun prin noi înșine. Ce spuneau brătienii în perioada interbelică? E bine, cum prin, poate prin ei înșiși, da, dar prin ei înșiși au defavorizat și am spus într-o emisiune pe Genius Media treaba asta, au defavorizat antreprenorul român în fața multinaționalilor sau în fața, eu știu, investorul străin. Noi nu spunem să aibă investorul român mai multe drepturi, să aibă drepturi egale. Corect. Tot domniile lor spun vrem mai multă Europa. ETT. Păi aici se ascunde vrem mai multă globalizare, vrem mai mult globalism. Nu. Noi nu vrem decât tot atâta Europa cât România. Oare greșim? De aici pornește această amenințare. Europa, de altfel, ca și România, la ora actuală riscă prăbușirea. Și economic, și demografic. Deci nu numai la noi natalitatea a scăzut foarte mult. În general, în Occident a scăzut natalitatea. Și mai există și amenințarea acestei migrații ilegale, care este una reală. Tot în declarația la Paris din 2017 se spunea următorul lucru. Migrația necontrolată este colonizare forțată. Și aici aș aminti de un plan Kalergi-Kudenhof sau Kudenhof-Kalergi, prin care se urmărea exact hibridizarea populației europene cu asiatici și nord-africani pentru a se obține o rasă asemănătoare celei din Egiptul antic. Deci, efectiv, niște nebunii. Deci, ziceți că este un plan, practic, faptul că ne colonizăm... Exista de mult. Acum că îl pun în practică niște băieți, așa pun între ghilimele niște băieți, devine din ce în ce mai evident. Și atunci adaug eu. Și Gorj este casa noastră și trebuie să-l apărăm. Și de asta am spus să ne apărăm casa. Deci foarte important este faptul că ați ales acest simbol, această casă, se vede pe anumite, așa, câte o frântură din fotografiile pe care le vedem acum pe ecran. Eu zic că este un simbol care este ușor recunoscut de către... Da, poate de către, fi recunoscut de către oricine, de către indiferent oricine. De vârstă, de exact. Pregătire și profesională, este un simbol care să știți că a atras oprobiul Europei. A fost o perioadă, cred că în perioada pandemiei, când se tot vehicula informația că suntem prea mulți proprietari în România, știți? Sigur, vor să ne ia casele, că suntem prea mulți. Suntem noi mai săraci, dar suntem ce? 94, nu știu cât la 100 dintre români posedă locuință. Sunt proprietari. Asta vreau să zic. Este un atac neomarxist, este anticapitalist, este antiproprietate. Tot ce se întâmplă nu, e foarte ușor. Deci casa este foarte importantă casa, pentru români. Și se mai spunea acolo în declarația de la Paris că această falsă Europa este chiar mai periculoasă decât aventurismul militar al Rusiei, pe care îl vedem deja în Ucraina, de mai vreo 2 ani de zile încoace. Dar să nu uităm că, sigur, Putin este un dictator, este un agresor, dar a fost și provocat. Au fost cercuri interesate de acest conflict. Mă sperie și să știți că sunteți printre puținii cu care reușesc să abordez genul acesta de subiecte și v-am spus-o de multe ori. Mă sperie ceea ce văd venind dinspre Rusia. Faptul că și la noi în țară informațiile sunt destul de restrictive pentru a nu panica populația, dar chiar și picătura aceea de informație pe care o primim este alarmantă. Să știți că eu mă tem de la o vreme mai mult de nebunia lui Macron decât de nebunia lui Putin. Explicați-mi, Putin este un dictator, Putin este un om fără milă, în ciuda creștinismului pe care îl afișează el, un creștin nu se comportă așa, dar eu cred că este suficient de lucid pentru a nu-și permite vreodată să atace o țară NATO. Pentru că el știe că pe război convențional pierde categoric, că îl bată ăștia de nu se vede,
Iar, Doamne ferește, pe război atomic nu există învingători și învinși. Este numai învinși, nu există învingători. Însă, Macron a pus la un moment dat în scenă ideea de a fi trimise trupe europene în Ucraina. Ori noi nu avem ce căuta acolo. Iohannis a spus astăzi că nu e cazul de așa ceva, că Ucraina nu-i țară NATO, dar nu știu, eu am niște miște mări pentru că vreau să fie și la NATO șef. Asta acum, vreau să vă spun. Am văzut astăzi o declarație cum că vrea să ajungă la NATO, așa că declarațiile lui acum pacifiste sau cu tentă militară mă duc cu ideea că omul se folosește de orice vehicul media pentru a ajunge la scopul pe care și l-a propus. Vrea să plece de pe scaunul de președinte și să se mute pe scaunul de la NATO. Chiar mai călduț, mai fără responsabilități, mai, da. Nu chiar așa în vizor, știți cum e. Aici el a fost bine definit de un ziarist român, așa nu-i dau numele, n-are importanță, ziarist care l-a numit Belfer. Belfer. Iohannis e un Belfer, el nu se deranjează, este adevărat, este adică arogant, se comportă ca este un, arogant, este lipsit, ca un grof, eu total zic de, repede. Este total lipsit de viziune, intelectual este un mediocru, s-a văzut, de asta și evită să se înconjoare de niște intelectuali mai de soi, așa, rasați, cum s-ar zice. Bun, acum, a doua problemă pe care aș vrea să o abordez este dată de faptul că direcția actuală este o direcție greșită și trebuie anulată. Și aici spun că e nevoie de o schimbare de direcție categorică și aș da un singur exemplu. Nu sunt economist, dar asta, acest lucru poate fi văzut de oricine. Noi nu mai producem. Se simte. Nu mai producem, se simte și în buzunare. Nu mai producem aproape nimic. Se simte și în comunități. Nu mai producem aproape nimic. Balanța noastră comercială, import-export, nu mai vorbesc, e vai de lume. Trăim din împrumuturi, trăim pe credit. Și atunci să apare întrebarea, până când o țară care poate hrăni, iată un exemplu strigător la cer, efectiv, o țară care poate hrăni 80 de milioane de oameni, de 4 ori populația țării, importă 70% din produsele alimentare. Nu mai vorbesc că așa nu prea sunt curate și riscăm să ne îmbolnăvim, nu mai știm ce cumpărăm. Deci este de-a dreptul catastrofal. Politicile economice făcute de aceste guverne timp de 34 de ani, nu doar că sunt antiumane, nu numai antinaționale, nu știu ce a fost în mintea lor, nu pot efectiv să-mi explic. Pentru că s-a pornit greșit când s-au distrus irigațiile, când s-a distrus baza tehnico-materială a fostelor CAP-uri, ar fi trebuit să se dea doar certificate de proprietate, imediat, să putem face rapid asta, și intrau în zona asociațiilor, era altceva. Aveau bază tehnico-materială, aveau angajați. Se schimba doar modul de a lucra, sistemul până la urmă. Deci, lucrurile sunt deci, întoarse pe dos. Deci, direcție greșită cu siguranță. De altfel, 70% a fost un sondaj de opinie dintre respondenți, au spus că direcția e greșită, direcția în care ne îndreptăm. Dacă ne mai îndreptăm spre o direcție. Oricum în plus, ne împuținăm pe zi ce trece. Sigur. O grămadă de tineri, chiar vorbeam cu Manu, cu colegul nostru de pe tehnic, că prieteni din care veneau și călcau pragul televiziunii au plecat pentru o șansă mai bună în străinătate. Vă dați seama că nu este ușor pentru nimeni să-și lase familia acasă, să pleci așa când vezi cu ochii, încercând să îți împarți banii pe care îi muncești cu greu, că nimeni nu se duce să stea la birou în străinătate, să-ți plătești chiria, să trăiești și să pui și un ban deoparte ca în momentul în care vii să nu mai întinzi mâna la mama și la tata. Tinerii sunt o problemă din nou pentru o problemă. Județul Gorj și nu numai pentru România în general. Înainte de a aborda problema tinerilor pe care o am în vedere în seara asta, aș vorbi despre redirecționarea spre om, care nu prea există. Trebuie să sprijinim fermierii, s-a văzut. Bine, nu numai la noi, în toată Europa, pentru că, iată, acest război din Ucraina, acele cereale care sunt și pline de pesticide, și pe care, și care sunt numite generic ucrainene, nu sunt ucrainene de fapt, sunt cereale globaliste, le spun eu, aparțin unor companii, trei dintre ele cu sediu în Statele Unite și două în China, deci oricum acele terenuri sunt cumpărate, nu sunt ale ucrainenilor, dar ne produc nu numai nouă românilor, și francezilor, și ați văzut ce s-a întâmplat în Franța, pentru că
Francezii sunt altfel decât noi, aia nu știu, sărab de francezii și grecii, când îi superi a doua zi te trezești cu 1 milion în stradă. L-au căutat pe la o expoziție agricolă pe Macron să-l întrebe de sănătate, poate îl mai trezeau puțin așa din visurile sale de mărire, că tot vrea să-i bate pe ruși să crede Napoleon, nici Napoleon n-a reușit, în fine, asta e altă problemă. Da, ziceați că e un pericol Macron. E un pericol Macron pentru că a luat ora asta de la o vreme, de sprijinim fermierii, ca să revin, transportatorii. Avem și în partid, avem un tânăr fermier, avem un transportator. Sprijinim libera inițiativă a antreprenorii. Strângem mâna minerilor, celor ce muncesc în agricultură. Mâna care ține sapa sau piconul e la fel de valoroasă ca mâna care ține condeiul din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, conservatorilor. Salutăm intelectualii și chemăm alături pentru că ei lucrează cu conceptul. Eu însumi sunt cadru didactic, sunt conferențiar universitar și scriitor profesionist. Am scris doar 33 de cărți până la vârsta asta. Deci trebuie redirecționată situația. Viziunea e una, dacă o exista. Eu nu prea văd viziunea la acest guvern. Nu prea înțeleg ce a fost în mintea lui Ciolacu sau ce interes a avut Ciolacu în momentul în care... omul era absolut sigur că noi pierdem procesul cu Gabriel Resources. Iată că nu l-am pierdut. Așa, dar acolo a fost vorba de niște speculații la bursă, materie în care Soros este maestru. Așa, dacă au avut interes sau nu, nu știu, n-am de unde să știu. Sau pur și simplu au avut-o din, era să zic, prostie, din naivitate, să spunem. Ce-a câștigat exact, sau ce-a câștigat exact România, dincolo de faptul că avem o victorie și toată lumea a aclamat-o peste tot? Primul rând, faptul că nu le mai dăm acei bani, care era o sumă imensă. A doua oară se pare că ei trebuie să ne plătească... Vorbim de Roșia Montană. Da, Roșia Montană, da. Trebuie să ne plătească niște despăgubiri de judecată, destul de mare. Acum o dau așa să ferești și spun că nu m-au bani de une, că au dat faliment. E, până la urmă trebuie să plătească. Legea trebuie respectată. Am văzut că le-a scăzut acțiunile vertiginos până la urmă. Deci mai auzim și de lucruri bune. Victoria de la Roșia Montană este un lucru bun pentru România. Cum am câștigat cu Ucraina atunci când a fost acel diferendum între noi și ei. Adică mai avem și intelectuali care sunt efectiv utili țării și care reprezintă cu mândrie țara. Intelectuali care sunt un motiv de mândrie pentru noi. Acea doamnă, care și profesor universitar, avocat, care ne-a reprezentat acolo. Da, și a câștigat, a pledat în mod strălucit acolo. O doamnă destul de tinerică și Da. Bine, acum ce se întâmplă? Ultima noutate, fac o mică paranteză aici, că iată, Partidul Comasar Român, PCR, PSD, PNL, vine la candidatura pentru Europa, că ei sunt foarte europeni. Așa s-au trezit pe la ora 8 dimineața foarte europeni, cu o doamnă care, despre care se spune pe anumite site-uri, că ar fi fost menajera părinților domnului Iohannis în Germania și că ar fi o convinsă adeptă a LGBT. Deci, iată ce... Așa ce ne... Bine, e la modă la Bruxelles acum. Noi suntem conservatori și nu prea... Eu cred că acolo se calculează aici, că orice că... vot contează. Absolut, contează absolut. De unde singura familie veni și... Repetăm. Singura familie e cea alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Ora actuală, în România, familia care e o valoare, una din valorile noastre de conservator, familia suferă, copiii suferă, părinții sunt plecați de nevoie în străinătate, la muncă, natalitatea este în scădere alarmantă. Ce putem face? Putem mări substanțial alocațiile copiilor și bursele studenților și ale elevilor. Deci de aici... Partidele, în general, nu vorbesc despre tineret, am mai spus-o la emisiunea noastră. Într-adevăr, se ocupă de pensii, nici aceea guvernul nu străucește și umblă mai mult cu... Încearcă să minte că atunci când sunt indexări, sunt mări de pensii. Indexarea nu e mărire de pensie, e adaptare la rata inflației, de fapt. Aici, acum ajung și la tineret. Ce li se oferă acestor tineri? Alcool și droguri. Vedem că droguri au avut explozie în România. Este un fenomen de necontrolat aproape și nu încă vor sunt autorități care ignoră fenomenul. Nici nu vor să-l controleze. Pentru că se câștigă foarte mult de pe urma traficului, de organe, de persoane. Se câștigă foarte mult și sunt anumite cercuri de putere care sunt implicate aici.
Ama în ciuda exceselor domniei sale, doamna senator Șoșoacă mai spune și adevărul. Multe adevăruri câteodată. Bun, locurile de muncă lipsesc. Și la nivelul județului Gorj, în primul rând, sigur, nu pot să dau niște cifre, nu am datele economice ale județului, le putem găsi că nu e nicio problemă și atunci vom lucra cu cei câțiva economiști ai noștri, dar e clar că una din marile hibe ale județului Gorj este lipsa locuri de muncă. Lipsa locurilor de muncă. Asta este un fenomen. Și haideți să facem o paranteză și să spunem exact ce se întâmplă în județul Gorj. Domnul David Alartego a anunțat că 100 de persoane vor pleca sau le-a dat afară ca urmare a reducerii activității sau cel puțin a contractelor pe care le are Artego. 100 de oameni. În același timp, cablajele de aici din Târgu Jiu au mai trimis acasă 100 de oameni. În momentul de față, Târgu Jiu, județul Gorj, are un număr de 200 de șomeri într-o singură zi, ca să spun așa. Da, da. Ce eu fac oamenii cred ăștia? Că este tot o urmare a crizei. Cu siguranță este o urmare a crizei. Și atunci neapărat trebuie să aducem investitori. Asta ne lipsește. Asta ne lipsește. Stăteam de vorbă cu cineva, o persoană din Consiliul Județean, membru al Consiliului Județean, exact despre aceste lucruri, că lipsesc locuri de muncă, lipsesc investitorii și noi aducem. Păi știți ce mi-a zis? Da, știți pe cineva cumva? Păi zi, domnul meu, eu nu sunt în Consiliul Județean. Eu am pus problema, hai să-i căutăm. Dar mă întreba pe mine dacă știu pe cineva. Sigur, eu nu știam la ora respectivă. Dar avem schimburi comerciale, avem schimburi corect, politice, corect. Avem Târgu Jiu, era înfrățit cu nu știu ce orașe. Oh, deci o putem multe face. Orașe, nu dar doar e multe lene acolo, e multe și nu vor să facă. Nu vor să facă. Ce se întâmplă? Aceste partide care sunt de orientare globalistă, PSD, PNL, USR, PMP, nu le oferă nimic. Ce se le oferă? Mâncare de insecte de la USR, familiilor tinere. Păi aceste familii tinere, primul rând, ca să încurajăm natalitatea, trebuie susținute financiar. Exact. Pentru și că nu mi se pare până că ia cineva, 3, 4, face cineva 5 un program de genul acesta. Da, uitați-vă, în Ungaria Victor Orban face. Că tot spunem, a, e oaia neagră. Nu e oaia neagră a Europei, e oaia neagră a neomarxiștilor, globaliști. Pentru că omul chiar face politică. Pentru ai lui, evident. Nu spun, nu o să facă așa pentru noi. Așa și noi să facă ai noi și pentru avea noi. Nevoie. Trebuie să căutăm un Victor Orban, nu un Ludovic Orban. Ludovic e cu mandolina. Să mă ierte băieții din forța nedreptei. Așa că e o realitate. Omul e de altfel bun de petrecere, simpatic. Eu nu uit faptul că în perioada când ne băga în casă și ne ținea cu masca pe figură, ca în era armată. Cu paharul de șampu, da, de... Era la berică cu tovarășa Turcanu sau Țurcanu, cum s-o mai fi chemând. Deci a stat de foarte rău. De altfel și la britanici, Boris Johnson, care o fel conservator, dar eu n-am niciun pic de stimă pentru el, pentru că la un moment dat s-a vrut a se ajunge la niște tratative de pace în Ucraina și și-a băgat puțin coiția domnul Boris Johnson, care se pare că e totuși Boris, e nume slav, așa. Și l-a oprit pe Zelenski. Nu, că vă ajutăm, noi facem și nu știu ce. Iată că în mod normal, un conservator, dacă este creștin și atunci să fie creștin, atunci să fie omul păcii. Creștinismul înseamnă pace. Da, da, da. Așa este. Greu. Greu cu politica. Foarte greu. Și la nivel local și la nivel național. Ați aruncat așa un ochi cumva spre Forța Dreptei. Asta mi-a venit în minte acum. Nu, eu vreau, dacă tot ați deschis subiectul, ați văzut că probabil că USR împreună cu PMP formează această alianță de dreapta, dar Forța Dreptei nu este nea, nu știu, cel puțin la nivel de Gorj. La nivel de Gorj e un diferent între ei, nu s-au înțeles în privința... Și e normal într-o alianță de dreapta să lipsească cineva din dreapta, că nu mai înțeleg. Știți ce se întâmplă? Un diplomat francez... Discutată cu trei partide. Un diplomat francez a spus o dată, redau aproximativ textul în franceză, nous sommes ici au bord de l'Orient, où tout est pris à la légère. Suntem aici la marginea Orientului, totul e luat ușor, deci merge. Se certa, a doua zi se împacă, nu o să pupă, că poate la USR o merge. Așa, dar, la,
Nu, vă spuneam că literal, nu merge. Ați văzut. Da, s-au cetat. Deci cum merge domnul deci Răducanu din partea asta vreau să vă zic, USR și PMP la primărie și domnul până Bobo, la urmă, forța, cu care astăzi m-am și confruntat cu central de televiziune. Da, forța dreptului. Salut, vă salut, domnule avocat. Sunteți un avocat excelent și bun de gură ca toți avocații. Deci Forța Dreptei are un candidat pentru primăria Târgu Jiu și cele două partide din această alianță de dreapta care ar trebui să fie formată dintre ei, îl are pe domnul fost prefect Răducan Morega, adică USR e și PMP. E problema domniilor lor, pe noi ne amuză, am și spus, fiind singuri așa, noi nu avem astfel de probleme, că avem candidatul stabilit și anunțat pe domnul Ion Rădoi, eu nu sunt pentru prieteni. Are o experiență de 14 ani lucrați în Belgia, 2 în Canada, vorbește două limbi străine, în mod sigur se va apuca să facă, să repare Casa de Cultură așa, a sindicatelor din Târgu Jiu, care arată ca vai de lume. Astăzi asta anunțau liberalii că cartea de vizită lui Marcel pentru... Romanescu. El a pornit din PD, a crezut că e și liberal, mai visează omul și frumos, s-a întors în PSD. Asta e cartea lui de vizită. Deci aveți candidat, pentru primăria Târgu Jiu și l-am anunțat tot aici la ora adevărului pe domnul Rădoi și avem și pentru președinția Consiliului Județean. N-am încotro, trebuie să-mi asum. Deci până la urmă intrați în cursa pentru președinția. Intrăm pentru că atunci când conduci un corp de oaste trebuie să fii în față, n-ai încotro. Ți-ai asumat, deci plătești consecințele. Plătești prețul. Da. Pentru cei care nu vă cunosc, înainte de a ne continua ceea ce ne propusesem pentru această seară, facem așa o mică paranteză pentru dumneavoastră. Da. Domnul Lazar Popescu v-a spus printre altele că este autorul a 33 de cărți, că este cadru universitar. Am un doctorat neplagiat, autentic, la Universitatea de Vest din Timișoara. Nu e bine asta. Deci, nu dă bine nu, deloc. Nu dă bine asta, vreau să zic, la CV. În contraselecție nu e bine deloc, că merg contra curentului, contra valului. Exact. Ce ar trebui să mai știe lumea despre dumneavoastră odată ce veți intra în bătălia asta pentru președinția Consiliului Județean? Ce credeți că ar trebui sau vă definește pe dumneavoastră înainte de faptul că sunteți un om de litere, că sunteți un intelectual rasat, că nu trebuie să vă dea nimeni titulaturi pentru că le aveți? Vreau să le spun tuturor celor care ne văd și acum și pe viitor că am intrat din două motive în această cursă. De voie și de nevoie. De voie pentru că... Deci de voie și nesilit de nimeni. Și nesilit de nimeni, așa că în fața stării civile. Exact. Sunt de mai mult de un sfert de secol conservator, adică citind în anii 90, pentru că era ceva efectiv nou pentru noi, nu știam noi în comunism de conservatori sau liberalism, că nu puteam citi cărțile respective. Așa, începând să citesc la mod serios doctrine politice și filozofie politică, americanii spun politologie, așa, doamne, hai să văd și eu cam din toate doctrinele, social-democrație, creștin-democrație, liberalism, ecologie, care e și nu e doctrină, conservatorism, cam ce mi s-ar potrivi. Și tot citeam, doamne, un anumit gen de conservatorism. Sunt trei tipuri. Sunt, și se spune în gândirea politică despre conservatorism că e o casă divizată. Sunt trei tipuri de conservatorism. Cel clasic, preconizat de Edmund Burke, care a fost părintele conservatorismului, este unul cu anumite tendințe sociale. În sensul în care viziunea organică asupra societății a lor primează. Adică acest corp social este văzut ca un corp uman în care dacă se îmbolnăvește un organ, eu știu, inima sau plămânul, nu mai funcționează. La fel corpul social, dacă într-un loc dă kix, eu știu, sunt probleme în sănătate sau în alt domeniu, atunci se tulbură această, ceea ce ei numesc țesătura socială. Și sociologii numesc societatea cu probleme, o societate care suferă de anomie, o societate slăbită. Mai este și un conservatorism individualist, nu sunt adeptul lui. A fost poate și un motiv pentru care noi cei din Goj ne-am despărțit de alternativa nedreaptă, zicem noi acum, așa, și mai e dreapta religioasă, sigur, nu și habodnică. Tot pe conservatorism. Sunt cele trei case, să le zic, iarăși, casa conservatoare. Deci asta a fost de voie.
Și ați început să practicați, ca să zic așa, conservatorism, de urmă, când spuneați că ați găsit cu greu informații atunci, înainte de Revoluție, nu găseam. Doar auzeam că Eminescu scria la ziarul Timpul, care era al Partidului Conservator, așa că și Maiorescu era conservator, dar foarte puțin. E și conservator. Eu n-am auzit de conservator decât în momentul în care a apărut PUR și partidul lui care Voiculescu. Numai conservator care nu erau. Asta vreau să numai zic, dar care a și pătat. Gândiți-vă că a pătat foarte tare și-au bătut joc tot de ceea doctrină. Ce înseamnă conservatorism. Exact, o lume are oarecare rețineri, ce ai mă, ăia lui Voiculescu. Nu sunt... La fel cum dreapta, forța dreptei, e aliată cu neomarxiștii. USR-ul e neomarxist, e limpede, nu... Așa, toate excesele cu părinte 1 și părinte 2, toate sunt de, țin de Bruxelles-ul neomarxist. Așa. Bun, deci asta era de voie. Veneam, cum ziceam mai demult și dinspre conservatorismul cultural, am o mare admirație pentru perioada junimii, a junimistă, cu Titu Maiorescu, Petre Carp, așa, și ceilalți membri ai junimii, care la un moment dat s-au constituit și într-un partid, s-a numit Partidul Constituțional, dar care a fuzionat cu Partidul Conservator, cu ceilalți conservatori. De nevoie am intrat în perioada recluziunii forțate, cauzate de fenomenul acela care s-a numit SARS-CoV-2 virus, COVID-19 și așa mai departe, când am realizat pericolul, ceea ce un europarlamentar român, Terheș, la dumnealui mă refer, a numit chinezificarea Europei. Și felul în care s-au comportat guvernele de atunci față de noi, de populație, doar că a lăsat multe dorit. A fost în multe privințe inuman. Și sunt multe întrebări. Inuman, costisitor, cu mari urmări. Și furat mult și cu mari urmări. Cu mari urmări. Cu... interese de minciuni, grup, minciuni că până la urmă s-au făcut televiziuni business. Plătite cu bani grei să ne mintă și mai ales să bage frica în noi, pentru că sentimentul de și frică propagandă, face multă să propagandă. Scadă imunitatea. Și multă, multă propagandă și acestor influenceri. Și un genocid, gândiți-vă, până la urmă sunt oameni care n-au putut să-și primească tratamentul medical în spitale, deci, pentru citeam că pe accesul un site, era restricționat. Citeam pe un site că ar fi fost 17.000 de decese din cauza vaccinului și 14.000 din cauza COVID-ului. Deci mai multe de la vaccin, din și infecția adversă. Și să știți adversă. Că nu s-a terminat încă. Și încă nu s-a terminat, pentru că se poate duce și pe termen lung. Culmea este că, deși nu sunt adepta unei teorii conspiraționiste, nu, știți ce se întâmplă? Sunt foarte multe cazuri de moarte suspectă, inclusiv aici la nivelul județului Gorj. Conspirația nu e teorie, e practică. Ori e, ori nu e. Conspirații în istorie au fost de la asasinarea lui Iulius Cezar până la asasinarea lui Kennedy. Știm prea bine, JF Kennedy. Da, deci, uitați-vă, a fost cazul cu acea tânără de 40 de ani, vine de la o petrecere și moare când se trezește din pat. Adică este imposibil să nu spui întrebări în momentul absolut, în care se absolut. Întâmplă astfel de cazuri. Și au fost numeroase în și ultima mai, perioadă mai cu oameni tineri. Mai cu... o întrebare gravă. De ce au fost persecutați anumiți medici? Până oare la noi, doamna Flavia Grușan, doamna doctor, care efectiv a făcut bine oamenii. A dat un tratament alternativ la COVID de fără ce vaccin. Au blocat. Atunci ne amintim, Gigi Becali a vrut să aducă ivermectină și arbidol. L-au blocat. De ce în Franța Macron a fost la un pas de a-l aresta pe celebru medic Didier Raoul? Au trebuit să intervine generalii francezi, pentru că medicul era fiul de general și au spus stop, prezidente, ăsta e copilul de general ca și noi, de asta nu te atingi. Pentru că Didier Raoul, celebrul medic Didier Raoul, îi vindeca cu hidroxiclorochină și azitromicină, pe care o găsim și la noi. Eu nu știu, până o parte dintre aceste medicamente minune dispăruseră din farmacii. Da, răspunsul e singur, pentru că voiau să vândă vaccinul globalistul, vaccinul lui Pfizer, și tovarășa Ursula, alias Baba Cloanța, vorba actorului Dan Puric, impunea acolo, bătea cu pumnul masă pentru că avea anumite interese deloc corecte, soțul lucrând în Pfizer, în interiorul
Pfizerului, și să și spunea la un moment dat Ursula von der De Pfizer. Pfizer, da. Am reguși puțin. Am vorbit aveți mult. O sticlă de apă, vă Da, rog. da, mulțumesc Până frumos. una alta. Oricum, mai avem undeva la 17 minute din emisiune, așa că mai avem suficient, așa că trebuie să aveți suflu în continuare. Sigur. Cert este că s-au întâmplat lucruri pe care nu le putem ignora. Sunt încă mai reputăm pierderi. Cu siguranță sunt mulți care gândesc ca noi, sunt și alții care nu cred această variantă. Evident, părerile sunt împărțite. Vreau să revenim în schimb la ceea ce se întâmplă în acest moment la nivelul județului Gorj, la ceea ce face ACOR, la ceea ce reprezintă pentru dumneavoastră acest partid. Ce are el special față de celelalte? Ne-ați povestit de casele conservatoare. Spuneți-ne exact unde se situează și ce ați vrut să combine până să la facem urmă, până la urmă cu acest partid cu acest și tip de cu statut, conservatorism. Exact, cu Da, da, statutul da. Acestui Da. Partid. Păi noi ne-am definit chiar din statut ca un partid al Centrului Social de Conservare Democratică. Nici stânga, nici de-a plecătură. Și așa a zis a stânga și așa a zis a dreaptă și au avut joc de țară 34 de ani. Și atunci am învățat din experiența conservatorului american, Partidul Republican. Ei au fost foarte buni pe probleme economice și s-a văzut și în timpul mandatului lui Donald Trump. În schimb, au neglijat două aspecte. Au neglijat totuși latura socială și latura educativă. Pentru că în campusurile americane, în complexele studențești și în America și Statele Unite și în Canada și în Occident, tinerii, studenții, sunt învățați să-și urască țara. Deci iată unde s-a ajuns. Este o mizerie de nedescris acolo. Ori, pierzând, educația se pierde foarte mult. Se pierde enorm de mult în felul acesta. Las la o parte faptul că la un moment dat în Statele Unite a avut probleme și poliția. Așa, și că e prea dură, că sigur, este o țară specială acolo. E legal portul de armă. De asta nu vor învinge globaliștii America niciodată. Pentru că la 350 de milioane că sunt ei, au peste 390 de milioane de arme. Deci vă dați seama, e complicat. Deci aici noi ne despărțim de conservatorul nostru individualist. Și trebuie să fim atenți și la țesătura socială, cum spuneam mai înainte, și la educație. La noi educația a luat-o rău, rău, rău de tot în jos. Las la o parte că tinerii cu merite nu sunt promovați, se practică, așa cum ziceam mai înainte, contraselecția. Ei pleacă, se duc unde sunt, băgați în seamă și adică sunt tratați la valoarea pe care străinătate, în străinătate, din păcate. Și continuă migrația și pierdem creiere în continuare, din păcate. Asta e acum, referitor la problemele economice, județene și naționale, în ultimă instanță, aș vrea să subliniez un lucru. Ziceam și mai înainte. Noi vrem un tratament egal pentru investitorii români și oameni de afaceri români cu cei străini. Nu vrem să fie nici străini defavorizați, dar nici ai noștri, cum la ora actuală, sunt defavorizați în fața. Ne mai vorbim de multinaționale. Și am spus-o și în emisiunea de pe televiziunea online la care am fost astăzi. În timpul crizei COVID, cum îi spun eu, în multinațională nu era COVID, să plimba lumea, nu. Nu știu, avea mască, dar oricum, pe producătorul român, pe amăritul ăla cu mâinile bătătorite de muncă, îl alungau din piață. Îl alungau cine? Liberalii. Prin noi înșine, prin ei înșiși. Care prin noi înșine? Adică dai tot într-al tău până la urmă. Nu se poate. Nu se poate. Noi, departe de noi gândul de a fi xenofobi, de a avea ceva împotriva străinilor. Deloc. Dar nu-l defavoriza pe al tău. Oferă un tratament egal. Și investitorul român ca și investitorul străin. Cam greu să vrem tot atâta România cât Europa. Cam greu să scoatem, foarte să scoatem greu. Politicienii foarte greu din pentru că sunt interese faptul că aici. Îi protejează, adică folosesc adevărate mănuși da, pentru multinaționale. Da. Iată, putem continua lucrările la hidrocentrale de pe Jiu. Mă refer la câteva așa. Avem energie foarte scumpă. Haideți să redeschidem mineritul. De ce nu? Care e problema? Așa. Se poate renegocia la Bruxelles. Asta e o minciună că nu. Se poate renegocia și cu Comisia Europeană. O fi Ursula cum o fi. Acum se pare că, nu știu cât de corectă e informația, n-ar mai fi votat totuși la congresul ăsta PPE la București sau ce a fost. Ce scuze.
Da, aveam resurse de grafit, gaze naturale în județ, deci se poate face. În mod normal, dacă este democrație, e pleacă de jos în sus. Propunerea trebuie să plece de la Consiliul Județene, la primărie, la, așa, spre guvern. Și se poate discuta. Ce credeți că nu merge la nivelul Consiliului Județean? Unde se, sincer, eu nu știu unde care, ne împiedicăm nu știu în drumul care, ăsta spre guvern care de a propune? Eu cred că lenea, lipsa de inițiativă și mai ales lenea de a gândi. Deci iau o statistică. Știu foarte bine cum e cu economia județului, câți șomeri avem, ce nu unde sunt merge, problemele, ce unde trebuie sunt făcute. punctele Eu nevralgice. aș propune, așa să-i spunem, nu găsesc altă sintagmă acum, un sfat al înțelepților. Nu, o comisie de specialiști pe domenii care să discute și să plece propunerile spre guvern. De la Consiliul Județean, nu numai la Gorj, și de la celelalte. Pe de o parte. Altfel, dacă aș fi președinte al Consiliului Județean, aș ruga un om să îmi fie alături în calitate de consilier. Nu neapărat plătit, că omul nu are nevoie. Pe directorul Artego Viorel David. Pentru că e un om cu viziune. Dacă a reușit să țină Artego până acum și s-a dus sticla, s-a dus, am văzut, cărămida, s-a dus lemnul, s-au dus toate, e totuși Artego, în ciuda unor asperități că uite, a s-a trebuit să întâmplat facă, acum, s-a întâmplat acum, da, să dar reducă a numărul. fost ținut în picioare de către acest om. Acest om are viziune. E tocmai aici intervine contraselecția, că nu-l cheamă nimeni. Dom'le, măcar cere-i părerea omului. Că vede, are viziune. Asta cu valorile care nu în sunt luate în în calcul. Țara orbilor, ce poți să faci? Nu. Efectiv, astfel de oameni nu sunt consultați. Trebuie să existe o echipă de înțelepți ai cetății. De specialiști până la urmă, să lucrăm cu specialiști. Să ne apărăm casa, să ne întoarcem la oameni. Cu siguranță. Cam asta ar fi ideea. Asta ar fi ideea, dar este greu de pus în practică. Vom intra și veți intra. La fel cum, acum mi-a venit ideea că discutam cu cineva, o colegă, o doamnă lector, dacă ar ține de mine, l-aș numi ministrul al învățământului pe Mircea Platon. Omul are studii în Statele Unite și vede efectiv niște lucruri. E special și în științe educației, este istoric, e în conducerea revistei literare, Convorbiri Literare, celebra Convorbiri Literare de pe vremea lui Maiorescu, că vorbea mai înainte de Junimea. Așa ce ministrul al educației. Păi ce face doamna asta? Doamna, încurcă, era să zice încurcă lucrurile. Nu știu, ea doar are ideologie de gen, neomarxismul că nu faci nimic, distrugi tine. Eu cred că ar trebui să fie un semnal foarte mare pentru cei care conduc educația la nivel național. Rezultatele la simulările la capacitate, cel de la bacalaureat încă nu a apărut, dar simularea la capacitate nu ne arată că copiii noștri sunt foarte bine pregătiți pentru examenul care va urma în această vară. Dar mergem așa cu educația șchiopătând spre un mare necunoscut, mie așa mi se pare. În timp ce școlile de meserii sunt abandonate, nu dau bine pe CV, vorba aia. Toată lumea vrea studii superioare, dar ei săraci. Uitați, haideți să luăm un singur exemplu. Iarăși vorbim de contraselecție și de, cum să zic eu, falsele modele. Bun, acum Băsescu a fost el cum a fi fost, dar măcar a spus ce, domne, eu n-am fost niciodată șef de grupă în facultate și uite, am ajuns președinte. Păi a ajuns, mă rog. După aia a fost Petrov, nu mai comentăm, dar nu prea de mult, acum câteva zile, domnul Orlando Teodorovici, care a fost în PSD, coleg cu domnul Ciolacu, a spus care fraterniza cu SOS la un moment dat. Da, fraterniza, nu, mă rog, omul și-a mai schimbat opiniile, la noi schimbă des oamenii opiniile. Mă, noi suntem mai rigizi așa, conservatorii, rămânem la ale noastre. Deci, domnul Orlando Teodorovici a scăpat porumbelul, nu mai știu pe ce post de televiziune, cred că pe Realitatea Plus, cum că domnul Ciolacu, de fapt, n-ar avea bacalaureatul, nu? Acum, sau, mă zic că și l-ar fi dat mai târziu, l-are, nu l-are, asta e o întrebare bună, dar nu știm, dar, oricum, omul s-a maturizat intelectual târziu, așa că, nu, era, mai avut și Băsescu, un ministru pe Igaș, care pe la vreo 32 de ani și-a făcut bacul. Deci s-au maturizat oameni mai târziu, merge. Mai știu unul care, la maturitate mai știu unul care e mare liberal, tot pe la 40 de ani a reușit să termine facultatea, dar știe prin ei înșiși. Așa și, nu, deci, cum ziceam, contra exemplele și falsele modele. Falsele modele, nu. Până la urmă, sigur că mergem pe modele. Unii poate să tem de modele, dar
E nevoie de ele. Cu siguranță. E nevoie de ele. În bătălia pentru președinția Consiliului Județean Gorj, odată cu anunțul dumneavoastră, avem, cred că, patru candidați oficiali, să zic așa. Este vorba despre Cosmin Popescu, care cu siguranță va candida pentru PSD. Este vorba de tânărul Zorlescu de la UR, care tot aici și-a anunțat candidatura. Este vorba despre dumneavoastră și despre domnul Iordache de la PNL. Rămâne ca și această alianță. Mai știi ce se întâmplă cu domnul Iordache? Eu n-am banii domnului Iordache, dar nici domnul Iordache n-are biblioteca mea. Deci nu e nicio problemă. Foarte tare asta. Deci ziceți că este o egalitate de forțe, avem de toate, nu da? Nu știu, nu știu. Va fi divers oricum. Deci, va fi multă diversitate. Domnul, dacă acolo vine și completează partea cu banii, dacă dumneavoastră veni și completați pe partea cu cartea. Dacă așa intrăm și noi vor avea probleme din punct de vedere intelectual. Nu știu dacă vom intra. Cred că vom intra. Dacă nu ne-am bate. Cu siguranță. Dacă ați urmărit aseară emisiunea cu domnul Zorlescu, ați auzit probabil că spunea că, virgulă, candidatul ideal pentru domnii de la AUR, mai avem doar 5 minute din emisiune, este o femeie. Ați auzit când au spus că sociologii lor au stabilit că... Domnul Zorlescu este un aurist, să zic așa, că ăsta e termenul atipic. Pentru că este un cumințel, așa mi s-a părut. Este, față corect. De așa restul trupei de comando, glumesc acum, în ghilimele comando, sigur că da. Este altceva. Dar ziceam, candidata ideală, o femeie, căsătorită, cu copii, dacă se poate, antreprenor, să dea de mâncare la oameni. Și bine înfipt cu picioarele în ceea ce se numește comunitate. Cam așa este văzută candidata ideală. Eu cred că așa s-au uitat cei de la București către doamna Firea, că acolo e o bătălie și se gândesc că cred aia că va este fi susținută de domnul Gigi Becali, se aude, că e fina domniei sale. Da, și de mi-am adus aminte. De am auzit că Pierone. Și-a făcut partid domnul Becali. Nu și știu. Partidul s-a terminat, s-ar numi destul de bizar, Noua Gardă Creștin-Democrat. Pe bune? Nu, da, n-am văzut. Am văzut pe un site. Da, deci la întrebarea de ce am intrat în politică am răspuns de voie și de nevoie. Acum, în final, pentru telespectatorii dacă noștri... Dacă mai avem puțin, vrem să terminăm într-o notă... Da, aș dedica un poem, pentru că tot sunt scriitor profesionist tuturor gorjenilor, un poem intitulat Atunci când pâinea era bună. Ăsta o să-l citesc. Vă rog. Dar mi-amintesc ce bună era pâinea făcută la cuptor de mama sau de bunica pe vremea copilăriei mele, atunci când pâinea se făcea în gospodărie proprie, că-și pusesem cu tata la moară, la corobăi, era una și la Artanu, mi se pare, dar mergeam și în Mehedinți, la moara de la Lupșa, unde nu de mult am văzut pe YouTube niște pregătiri pentru un viclei. Atunci când spicul de grâu ne aparținea. Acum nu mai e al nostru. Și ăștia vând tot și ne dau pâine congelată să ne facă obezi ca să scape mai repede de noi. Da, mi-amintesc. Spicul de grâu și bobul de grâu ce poartă înscris în el numele și chipul Fiului lui Dumnezeu. Mi-amintesc. Mi-amintesc și rămân neclintit în valorile noastre creștine și îl mărturisesc pe Iisus. Și un mesaj la final, candidez la președinția Consiliului Județean pentru toți oamenii cu mintea limpede și inima curată. Vă mulțumesc frumos! Foarte, foarte interesant cele transmise, domnule profesor. Emoționantă și destul de realistă poezia dumneavoastră. Mi-aș dori ca toată lumea să își pună oarecum amprenta pe ceea ce înseamnă candidatură, să fie fiecare să aibă o chestiune personalizată. Eu dumneavoastră v-am văzut aura, am văzut-o și a domnului Zorlescu puțin mai devreme. Sper să văd și ceilalți candidați, să-l văd și pe domnul Iordache, să-l văd și pe domnul Popescu și care ori mai fi, că mă gândesc ori mai fi și de la alte partide politice. E bine politice. Că există diversitate totuși. Exact, că lumea poate alege în funcție de cum este fiecare, sufletește, politic și așa mai departe, cum este construit fiecare. Important este că au de unde alege. Spuneați că vă asumați această bătălie? Mi-asum. Pentru că funcția și asta mi-asum. Înseamnă... Conduc un corp de oaste și atunci mi-asum. Am tot respectul pentru oamenii mei din partid și trebuie să stau în față. Corect. Stau în față. Vreau să vă întreb așa pentru final, cum va fi ziua de 10 iunie dacă veți câștiga și 10 iunie dacă veți pierde? Păi o să vă răspund cu
un vers din Eminescu. De-o fi una, de-o fi alta, ce ai scris și pentru noi. Bucuroși l-am duce toate. Nu e nicio problemă. Deci nu este nicio problemă, nu se schimbă nimic. Și dacă pierdeți și dacă câștigați, vă iar noi înainte. Locului ne ținem tot Eminescu, cum am fost, așa rămânem. Nu, tot conservatori. Nicio deci problemă. Tot conservatori. Da, da, da. Continuați să construiți vom continua să construim partidul. Vedem dacă vom putea avea aliați. Deci noi avem deja o experiență amară cu Alternativa Dreaptă, care nu era ce trebuie. Din punctul nostru de vedere, dintre al dumnealor, e problema dumnealor. O să vedem, o să stăm de vorbă și cu domnul Cristian Terheș, care cu 200 luni înaintea noastră a fondat Partidul Național Conservator Creștin. Ama, ce se întâmplă? E o amprentă ardelenească acolo, Național Creștin Român, Național Conservator Român. Era Național Român plus Conservator. Transilvania n-a avut conservatorism pentru că erau despărțiți, din păcate, de regat. Conservatorismul a apărut în regat când a apărut, știm bine, în 1880 oficial, mai erau partide conservatori până atunci, da? Până în 1926, când din păcate s-a prăbușit și au urmat tot felul de extremisme de dreapta, cuziști, legionari și așa mai departe. Pentru că rămăsese locul gol și nu mai ocupa nimeni. Deci ați fi tentați de niște alianțe electorale, dar doar legat da, de conservatorism. Da, deci de partide care înțeleg conservatorism și duc mai departe standardul numit conservatorism. Da. Acum mai e și ARN, Alianța Renașterea Națională, a domnului avocat Peter Costea din Statele Unite. Nu știu prea multe despre dumnealor. Aici au mai rămas destul de puțin. Nici nu erau prea mulți, erau vreo 10 în Târgu Jiu la un moment dat. Nu mai știu care e situația acum. În principiu suntem de acord, dar vom fi foarte atenți. Preferăm să încercăm o construcție alături de niște intelectuali din țară. Tatonăm și la Craiova. Sincer, am discutat și la Timișoara cu oameni din lumea culturală, literară. Și la Oradea am discutat. La Cluj, iată, deja avem pe cineva. La Prahova avem. Vom continua acest periplu, acest demers și vom vedea până la urmă dacă în România conservatorismul are sau nu are destin și dacă România și Europa au sau nu destin. Cine știe? Știi ce este important? Important este că ați intrat în istorie. Istoria asta locală care e scrisă de cineva, zic eu. Cert este că o să până găsim acolo unii, în periodicele... Până și unii liberali, așa adversarii noștri istorici zicând de când a început politica parlamentară, să zic, în România, au fost încântați de faptul că în Gorj s-au pus bazele unui partid conservator. Asta vreau să zic. Deci când urmașii noștri vor căuta, sper eu să mai existe periodicele la biblioteci sau, nu știu, un format electronic cum ar fi și vor să facă o pagină de istorie a ceea ce a însemnat Gorj sau politica la nivel anii 2023, 2024, 2025, vor să găsească acolo că la nivelul anului 2023, în Gorjul acesta pitoresc, cineva pe 11 decembrie, da, a la avut Tribunalul București s-a înființat. Să înființeze un astfel de partid, să gândească un statut, să pună suflet, să pună un program inimă politic și o casă, și economic, da, și o casă, și o casă, mai ales o casă. Așa, încercând să gândească și pentru românii și gorjenii care gândesc că tradițiile trebuie păstrate și că nimeni nu ne trebuie, n-ar trebui să ne scoată din ale noastre și să ne învețe să facem lucruri cu care nu suntem obișnuiți. Mulțumesc, domnule Popescu, vă mulțumesc foarte succes. Mult. Oricum, și ușile salut noastre, pe telespectatorii. Cu drag, ușile noastre rămân deschise totdeauna pentru dumneavoastră, pentru domnul Rădoi, pentru colegii dumneavoastră, ca și pentru toată lumea în perioada următoare. Să nu uităm însă că ne apropiem sau suntem într-o perioadă de precampanie electorală pe care sigur nimeni nu o poate nega sau ascunde. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc celor mulțumesc, care ne-au privit de acasă. Discutăm politică, doamnelor și domnilor, așa cum am spus în ultimele zile, așa că și mâine, zic eu, voi avea alături de dumneavoastră tot reprezentanții unui partid politic. De data asta, cred că va fi vorba despre cei de la ecologiști. La revedere! Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21, la ora adevărului.